este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc. Împărate Ceresc, mânghieturile Duhul adevărului, care pretutindenei și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, binoște să lășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Miluiește-ne! Sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață Duhul Tău făcător care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea Ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră bunure și tămăduiește cu mila Ta bolile noastre, cele sufletești și trupești.
pentru rugăciunile preacuratei, prea binecuvântatei stăpâne noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstită și de viață, Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor cerenștilor și netrupăiești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și măritului prorocului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și tuturor răudaților apostoli, ale celor întâi Sfinți Părinților noștri, Mardascăl, ai Lumii și Ierarhul Asprei cel Mare, Grigorie, de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Vrângeaur, cu ale Sfinților Atanase, Chiriu și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifor, Patriarhul Constantinopolului. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, miluință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, miluință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, caută acum cum lăsăvire spre rugăciunea noastră a smerinților și nevrednicilor tăi slujitori și trimite harul preasfântului tău Duh peste îndemnul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acesta și a clinicii ce s-a zidit pe el spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a mântuirilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin stropirea cu apa aceasta, sfințit să se depărteze toată lucrarea diavolească cea micleană. Da. Darurilor tale, părinte noi vrednici, născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând păcatele noastre. Lor săi Cristina, Călin, Dumitru, Sofia, Elena, Constantin, Emanuela, Mirela, celor toți care sunt la această sfântă slujbă împreună cu cei dragi ai caselor lor, să le trimită pe Îngerul Său cel milostiv ca să-i păzească, să-i ferească de toată răutatea, să-i păzească spre lucrarea tuturor faptelor celor bune, prin împlinirea poruncii Hristos, să-i păzească și pe ei și pe noi de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice, Părinte, binecuvintează! Înainte de a fi farmaciști, doctori, prezentatori, suntem oameni și ne bucurăm că suntem toți aici împreună să ne bucurăm de acest eveniment. Crystal Vision prima dată oferă un diagnostic cât mai exact al bolilor oculare, diagnosticul de bază, consultația de bază, care include determinarea dioptriilor, urmată în cele mai multe cazuri de prescripția de ochelari. Aici intrăm într-o gamă largă, acești ochelari pot însemna lentile cu diferite protecții, lentile cu diferite indici, cu diferiți indici de performanță, cu care vezi bine și la distanță, și la aproape, sau numai la distanță, numai la aproape, este un întreg domeniu în care noi avem profesioniști, Mirela aici de față. Putem face examinarea polului anterior și mai ales diagnosticul prezenței sau absenței cataractei. Examinarea fundului de ochi pentru a depista un eventual glaucom sau diferite boli vasculare, retinopatia diabetică,
Măsurarea presiunii intraoculare, care este diferită de presiunea de la braț și normală, este între 10 și 20 de milimetri. De multe ori, pentru a completa diagnosticul corect și pentru a alege metoda terapeutică cea mai eficientă, este nevoie de investigații complementare, care sunt specifice oftalmologiei. Aici este câmpul vizual, care ne arată cât vedem în dreapta, în stânga, în sus, în jos, nu numai cât vedem în față. Și aici este un câmp vizual normal, unde nu vedem pete negre. Aici este un câmp vizual cu pete negre, la o pacientă cu glaucom. Deci aia înseamnă că ea are câmpul vizual afectat. Chiar dacă în centru vede bine, e de cea central vede bine, dar câmpul vizual are o problemă, aia înseamnă că noi trebuie să urmăm tratament ca să prevenim. Că în glaucom se închide câmpul vizual și vederea ca și o cortină la teatru. Deci degeaba vede pacientul bine în față, dar noi dacă nu îl depistăm în timp, când ajunge să nu mai vadă în față din cauza glaucomului, este tardiv, rămâne fără soluție. Ce mai putem face este fotografia fundului de ochi. Aici este un fund de ochi normal, cu nervul optic, vasele, retina. Și aici este un fund de ochi afectat de diabet, retinopatie diabetică, cu diferite leziuni alte, cu hemoragii. Și la ce ajută fotografia în dinamică? Pentru că ne arată exact cum evoluează retinopatia diabetică, care de fapt este un semn indirect al cum evoluează, cât de bine este controlat diabetul. Noi dacă vedem de la o fotografie la alta că apar mai multe hemoragii, mai multe leziuni, este semn că diabetul trebuie mai bine controlat. Aici este o altă investigație care mie mi-e foarte dragă, pentru că mă duce la diagnostice ale unor boli foarte rare. De exemplu, aici, dacă facem o fotografie simplă, nu vedem nimic. În schimb, dacă facem angiofluorografie, aici e o fotografie al negru. Dacă introducem această substanță pe venă și schimbăm filtrele, vedem că aici, din vas, extravazează lichici, se cheamă, ceea ce este semn că retinopatia diabetică nu este tratată și că trebuie să facem laser sau injecții intravitrene pentru a preveni cele trei complicații care duc la orbire prin diabet. Adică dezlipire de retină, glaucom neovascular sau hemoragie în ochi. Acesta este tomograf în coerență optică. Deși se cheamă tomograf, nu folosește raze X, folosește raze infraroșii, deci nu sunt nocive, și care fac o secțiune prin retină. Aici este o retină normală cu grosimea de 200 de microni, iar aici este o retină afectată de diabet, care are un edem, se umflă. Și aici vedem că ne măsoară exact în micron, este 420. Această investigație ne ajută să vedem foarte clar cât de eficient este tratamentul, cum evoluează boala de retină în timp. Fotocoagularea laser. Acestea ce sunt pe retină sunt cicatrici fotocoagulare laser în cazul unui pacient cu diabet pentru a preveni orbirea. Laserul are efect de ardere pe retină. Deci nu, el nu protejează retina. Arde retina bolnavă pentru a o proteja pe cea sănătoasă, încât noi, pacientul cu diabet, să nu-și pierdă vederea. Ce avem nou? Chirurgia cataractei. Ce este catarata? Este opacificarea lentilei, care se situează în partea din fața ochiului și nu mai lasă lumina să pătrunde. Imaginea. Dăm un pic înapoi. Cum tratăm catarata? Numai chirurgical. Nu există picături care să o topească. Când operăm catarata? Când pacientul simte că nu se mai descurcă cu vederea care o are din cauza cataractei. Înapoi. Aici se golește sacul cristalinian de aceste mase opacifiate, se introduce un cristalin artificial și acest cristalin artificial face diferența între un preț sau altul al operației. Cristalinul, cu cât este mai performant, cu atât operația este mai scumpă. Cristalinele, eu așa explic oamenilor, sunt ca și mașinile. Cu toate cristalinele vezi, cu toate mașinile mergi. În schimb, în funcție de îmbunătățiri, în funcție de confort, prețurile cresc. Chirurgia cataractei la noi se face în anestezie locală, deci pacientul nu este adormit, în sistem ambulator, adică pacientul vine, este rezolvat, după aceea pleacă acasă. Rata de succes este înaltă, iar riscurile intra și postoperatorii sunt mici, dar reale, iar noi facem tot posibilul să le reducem cât de mult. Vă mulțumesc foarte mult, sper că vă place la noi! Thank you.
sunt doar de fetească neagră. Când spunem fetească neagră, spunem moșiatul Hangar, ci este soiul nostru național. Este singurul soi roșu care provine din România și cu care noi ne mândrim, pentru că avem ceva care să facem cunoscută România. Mai avem și alte soi românești, pe lângă fetească neagră care o avem la degustat în această zi. Avem și o busuiacă, care este pe demisec, un rez de zahăr puțin mai mare, ceea ce face cu o mobilitate mai bună pentru doamne, în special. Și mai avem un soi românesc, o fetească altă, care e tot pe demisec, un rez de zahăr puțin mai mare, în jur de 7-8 grame de zahăr pe litru. Înainte, v-am dorit să vă întâmpinăm cu un spumant, un cuvée d'olete, un rosé brut, adică un demisec. În sfârșit, ziua cea mai lungă pentru doamna doctor Cristina Ghindea, zi mult așteptată, una dintre dorințele cele mai mari bănuiesc pe care le-ați avut până acum s-a împlinit. Astăzi ați inaugurat clinica cea nouă. Felicitări! Vă mulțumesc! Într-adevăr, este o zi deosebită. Mi-am dorit foarte mult ca acest proiect să fie finalizat cât mai frumos și chiar a ieșit chiar mai bine decât mă așteptam. Emoții ați avut în ultimele zile cât pentru ultimii ani la un loc. S-au risipit? O parte, da, o parte a mai rămas. Avem emoții acum pentru pacienți, pentru cei care vor veni, ca să facem bine față așteptărilor care le-au pietrenii, pentru că sunt oameni care nu se mulțumesc cu jumătăți de măsură și vrem să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Să înțeleg că aveți agenda deja plină pentru următoarele zile, nu? De consultații. Asta este un semn minunat. Da, așa este. Primele zile deja le avem ocupate full și mai ales datorită reducerilor care le-am practicat și care sunt valabile până la data de 1 august. Cu ocazia asta le reamintesc din nou. La consultații avem o reducere de 50%, adică este redusă de la 100 de lei la 50 de lei. Și pe partea de optică oferim rame pentru care lentilele sunt gratuite, simple cu antireflex. În afară de consult și serviciu de oferire a ochelarilor, rame, optometrie, ce altceva în viitorul apropiat veți oferi pacienților pietreni? Oferă o gamă largă de investigații oculare care completează foarte bine diagnosticul în cazul bolilor mai speciale, cum sunt bolile de retină sau bolile de nerv optic. Oferim tratamente chirurgicale, adică chirurgia cataractei, chirurgia pleoapelor, a anexelor oculare, injecții intravitreene pentru tratamentul bolilor vasculare ale fundului de ochi. Avem o gamă destul de largă de servicii. Sunt niște servicii inedite pe piața oftalmologică pietreană, nemțeană, sau ele se mai regăsesc și în alte clinici? O parte se regăsesc, o parte sunt noutăți. Despre noutăți am vrea să stăm un pic de vorbă, pentru că este un act de curaj până la urmă, în primul rând, ideea deschiderea unei astfel de clinici. Mă gândesc că peisajul pietrean, nemțean în general, este deja nu saturat, nu supra-saturat, dar este în acest peisaj sunt prezente mai multe clinici. De ce ideea de a deschide una aici, în Piatra Neamț? De ce ideea de a oferi astfel de servicii pietrenilor? Pentru că îmi place orașul meu natal, îmi place Piatra Neamț, iubesc oftalmologia și atunci împreună le-am încununat sub forma acestei clinici ca să oferim servicii cât mai de calitate, diagnosticul să fie cât mai exact, prescrierea tratamentului cât mai obiectiv și optim. V-ați ales deja colaboratori, aveți toate posturile asigurate aici, orice pacient ar veni, este preluat, este... Sigur, da, sigur,
îndrumat spre zona în care trebuie să ajungă aici, în clinică. O să vă prezentăm, dragi prieteni, imagini pe parcursul acestei emisiuni. Cu tot ce se află în clinică, miroase a nou, miroase a proaspăt, sunt foarte multe aparate ultramoderne și bănuiesc și foarte costisitoare, care abia ce au sosit la dumneavoastră la clinică, nu? Mi-amintesc că acum 2 ani, când am fost la Congresul Național de Oftalmologie, președintele Societății Române de Oftalmologie ne spunea că în anul 2010 peste 30% din noutățile din toată medicina au fost în domeniul oftalmologic. În partea aceasta oftalmologiei avem o ascensiune a tehnologiei care foarte greu ții pasul cu ea. Trebuie mereu să fii prezent, mereu să ai colaborări cu colegii din țară, din străinătate, pentru că foarte ușor în domeniu rămâi în urmă. Așa de mult avansează tehnologia pentru a salva vederea, pentru a reda vederea, și atunci noi trebuie să încercăm să menținem pasul. Este firesc ca tehnologia, ca toată comunitatea științifică să ridice ștacheta în materie de aparatură dedicată ochiului, nu? Este un miracol, până la urmă am stabilit noi în timpul întrevederilor noastre că lumina ochilor este cea mai importantă până la urmă. Coerența este foarte benefică, nu poate fi decât una tu pentru pacient. Păi vă ținem pumnii, o să ne plimbăm prin toată clinica să luăm imagini de peste tot, o să revenim într-o zi când o să fie plin aici de pacienți și o să stăm de vorbă și cu dumnealor și o să mai stăm de vorbă și cu câțiva dintre cei prezenți să vedem prima impresie. Vă ținem pumnii, mult, mult, mult succes și să redați lumina ochilor și în același timp zâmbetul pe buze cât ori mai mult nemțeni. Vă mulțumesc tare mult! Domnule George Chim, vis-a-vis de unul dintre sediile farmaciilor Ardealul, s-a deschis această nouă clinică oftalmologică. Ce părere aveți? Încă o nouă mică afacere de familie care stă să pornească aici la Piatra Neamț. Cu siguranță putem vorbi despre ea și ca de o afacere de familie, dar mai mult decât atât, vorbim de un centru de competență, vorbim de o nevoie pe care Piatra Neamț o avea. Sunt farmacist, am de-a face de multe ori cu pacienți și știu că numărul de medici oftalmologi era insuficient în Piatra Neamț. Chiar este o nevoie acută de un astfel de centru. Mă bucur că doamna doctor a gândit, a riscat să vină aici. Mai sunt și medici care se mai întorc, să zicem așa, la vatră, pentru că la un moment dat în centrele mari universitare poate că sunt medici. Nu putem să spunem vreodată că sunt mai mulți decât ar trebui, dar este un număr suficient, iar orașele totuși destul de importante ale țării, dar care nu sunt centre universitare, nu sunt mari aglomerări urbane, suferă foarte mult. Era nevoie de un astfel de centru, mă bucur că se deschide, este, cum să spun eu, încă un strop în plus pentru calitatea vieții în Piatra Neamț. Am avut chiar în anii trecuți un prieten venit aici și un mic accident pe munte cu ochiul. Era în weekend, nimeni de gardă, mergeți la Iași, mergeți la Bacău. Totuși, într-un oraș centru de județ, în secolul în care trăim, în Uniunea Europeană, cred eu că este nevoie să putem să rezolvăm astfel de probleme care se pot ivi oricând, la nivelul orașului. Și mă bucur că o doamnă doctor se întoarce din Cluj aici. Chiar mă bucur din toate punctele de vedere. Formată într-un mare centru universitar cum e Clujul, dar născută, crescută, formată aici din punct de vedere al educației și a hotărât să se întoarcă să redea comunității din care a plecat. Să mai ridic eu așa, să mai fiu un pic gică contra și să o apreciez încă o dată în plus pe doamna doctor. Eu sunt fiu de medic, sunt soț de medic și fiind de medic și prieten cu mulți medici și foști colegi de ai mei de facultate. Foarte mulți dintre ei, în momentul în care se gândesc la o carieră medicală în România, nu văd și nu pun în discuție o altă carieră decât într-un centru universitar. Dar, și știți că foarte mulți dintre ei aleg calea pribegiei în alte țări, vă spun eu că nici de cum nu ajung în centre universitare. Un medic din România, în general, bine, probabil mă refer la partea financiară, este oricând pregătit să meargă să practice meseria într-un sat din Franța, dar opțiunea unui oraș, centru de județ din țara asta nu este niciodată suficient de bună. Eu cred că un medic competent care vine în întâmpinarea unor probleme reale ale pacienților are șansa să crească și profesional și material financiar într-un oraș ca Piatra Neamțu. Și prin prisma acestui fapt, cred că doamna doctor a făcut o alegere foarte bună, s-a întors la vatră, n-a plecat în pribegie, lucrurile se vor închide și din punct de vedere financiar, iar toată lumea va avea de câștigat. Piatra Neamțu, pacienții, dânsa. Eu cred că astfel de opțiuni ar trebui să se îndesească și
mă rog, poate și autoritățile locale să contribuie și să ajute ca astfel de evenimente să devină mai obișnuite, să mai fie și alții care să întorc încoace. Și dumneavoastră, domnule George Echim și doamna doctor Cristina Ghindea, sunteți dovezi vii ale faptului că și într-un orășel de provincie se poate face excelență. Sigur că da, și în orașele de provincie se poate face treabă. Asta e calea, te duci, înveți unde ai de învățat, în centre mari, centre de competență și după aceea vii. Pacienții nu trăiesc numai în mari centre și mari aglomerări urbane. Ei sunt răspândiți în toată țara. Și problemele sunt aceleași și nevoile sunt chiar mai mari într-un oraș cum este Piatra Neamțu. O felicit, a avut îndrăzneală și cred că nu greșesc când spun că îi va fi recompensată îndrăzneala. Și eu vă mulțumesc. Bună ziua, vă spun și eu, sunt Ioana Ciochină și mulțumesc din suflet doamnei Cristina Ghindea pentru invitația de astăzi. Și spun așa, pentru că am văzut locul acesta minunat, primitor, vă doresc să priviți în jurul dumneavoastră, să cunoașteți și să vă bucurați de viață, așa cum ne spune doamna Cristina. De văzut ați văzut, de ales aveți posibilitatea să alegeți și vă dorim doar să iubiți. Noi suntem Academia Piticilor, un club pentru copii din Piatra Neamț și am alături de mine una din reprezentantele mele, Daria Pindilie. Sperăm să vă... Nu vrea prea, sperăm să vă cânte și să vă încânte astăzi. Lângă Daria am un tânăr deosebit care cântă altceva decât tinerii din ziua de astăzi. Ionut Stoian cântă folk. De asemenea, sper să vă încânte. Vă las în compania voastră. Silent, I can read her silent, walking up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I feel for everything. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can read her silent, gonna make a change and make some
Mulțumesc frumos! Cei greu și bucurat, să uitați de griji fără nume. Aveți lângă voi câte un om, păziți-l cu brațul și gura, păziți-l cu brațul și gura. Să bem pentru ziua de mâine, să bem pentru zile trecute și zori după ore pierdute. Să rupem o singură pâine, rupem o singură pâine. Prieteni, să stăm împreună, veți vinul și râs de viață, veți vinul și spre dimineață, să avem toți o soartă mai bună. Prieteni, să stăm împreună, veți vinul și râs de viață, veți vinul și spre dimineață, să avem toți soartă mai bună, să avem toți cu soartă mai bună. Și cu bani și tăceri și nevoi, prietenii sunt împreună, și cât ne mai ținem de mână, timpul se oprește la noi. Să bem pentru ziua de mâine, să bem pentru zile trecute, și-n zon după ore pierdute. Să rupem o singură pâine, să rupem o singură pâine. Prieteni, să stăm împreună, veți vinul și râdeți de viață, veți vinul și spre dimineață. Era țăran român, dar ca și ceilalți țărani, tot umblând pe munți la fân, Ion a și uitat de ani. Ion e un bătrân țăran român. Moartea a venit în sat, moartea a venit să-l ia, dar Ion era plecat prin Carpați pe undeva. Moartea a venit de ce a avansat. Moartea a urcat spre el, unde Ion la fân cosea, unde ierburi fel de fel luminau lucrare sa. Moartea a urcat din tir spre el. Ce faci, Ioane, l-a întrebat, uite ce se fac, cosesc. Iar spre seară merg în sat, merg în satul părintesc. Ce faci, Ioane, moartea l-a întrebat. Dumneata de unde vii? S-a întors Ion spre moartea lui. Am de luat câțiva copii și un bătrân încerc să-l sui. Doamne, dumneata de unde vii? Ion s-a întors spre univers, ca înțeles că el bătrân, cu un prosop curat s-a șters și s-a întins pe un stoc de frân. Ion s-a întors zâmbind spre univers.
Doamne, n-am avut habar să mă rad, să mă învăiesc. N-am livretul militar, n-am nici artul de botez. Doamne, cam să mor, n-am avut habar. Dar eu-n vorba o lungea, nu că s-ar fi speriat. Eu-n vorba o lungea ca să crească prunci în sat. Pentru ei eu-n vorba o lungea. Eu-n vorba o lungea ca să crească prunci în sat. Pentru ei eu-n vorba o lungea.